dimineața, astăzi sunt în orașul Călimănești, un oraș cu o lungă istorie, până și dacii au fost în zonă și au descoperit primele izvoare termale de care s-au bucurat. În 138 și romanii au fost pe aici construind un castru roman de apărare. Prima atestare istorică a fost făcută de Mircea cel Bătrân în 1388, când a ctitorit celebra mănăstire Cozia. Iar în 1868, unul dintre frații Golescu a captat primul izvor, punând bazele stațiunii Călimănești-Căciulata, una dintre cele mai importante stațiuni din România. Drumeția de astăzi este de la mănăstirea Stânișoara, care e în vale acolo, până sus la Cozia, la Releu, la vârful Ciuhamare și la Cabana. Să vedem cum va fi. Haideți într-o călătorie pe un munte legendar, mai ales că există anumite mituri prin care acest munte ar fi celebrul munte Cogaion, muntele sfânt al dacilor. Mulți sunt denumiți munții sfinți ai dacilor. Nu vom putea afla decât dacă găsim peștera lui Zamolxe astăzi. Mergem la munte cu un sobor de preoți și sunt din lotul olimpic al Patriarhiei. Și tovarășii noștri de drum cu muzica. Din ce am înțeles, majoritatea traseului prin pădure, mă rog, nici n-ar avea cum să fie altfel, dat altitudinea la care suntem și la care vom urca. Aici, în munții Cozia, nefiind un gol alpin natural. În zona munților Cozia sunt foarte multe biserici, mănăstiri, și asta pentru că trebuie să curețe și să purifice această zonă, care este spurcată de înjurăturile turiștilor, pentru că avem de urcat ceva îngrozitor și cu o priveliște foarte nașpa. Și ai doar de înjurat. Când am ales acest traseu, nu mai fi niciodată, m-am uitat pe hartă, m-am uitat pe experiențele altora și cumva din toate calculele, timpii dați în experiențele altora, cum am spus, timpii adunați de pe hartă, mi-a dat că până sus de la Sânișoara, până sus la Cabana Cozia, e în jur de 2 ore jumate. Acum, niște tovarăși turiști m-au informat că, de fapt, traseul este pe undeva pe la vreo 4 ore, ei chiar făcând odată 5 ore. Este cam târziu și nu cred că voi ajunge la cabană. Că nu sunt pregătit să stau la cabană noaptea asta. Plus că am o cazare foarte faină și mă așteaptă saună și jacuzzi. Ar fi păcat să dau cu piciorul la asta, nu? Haideți să vedem până unde ajung. Hopa! E abrupt. Cadracii! Abrupt cadracii! Cred că s-au rugat preoții ăștia de pe aici, călugării, și s-a făcut drumul drept. Cum era în BD? Sfinți părinți, taici, așa și eu. Sfinți părinți, mai rugați-vă să fie tot drumul așa drept. Hai că cumva, cred că am ajuns la jumate. Cumva, pe hartă. Vedem ce mai departe. Tahău. Hai că a fost frumos. Am zis eu că a fost nașpa. Ei, uite că nu e așa de nașpa.
Trebuie să dau înainte că sunt tare curios cât fac până sus. Deci sunt fix la mijlocul drumului și am făcut aproape o oră. Cel mai intrigant traseu este ăsta. Copacul ăsta e foarte tare aici, îmi place de mor. Mă rog, toți brăduleții ăștia sunt interesanți. A făcut cineva până acum îngerași în frunze? Că în zăpadă am tot făcut. În frunze n-am încercat. Mamă, unde ești? Bate-mă de vrei, da vino să mă iei. Tarararararara, unde ești? Bate-mă de vrei. Dacă așteptați să vă spun ceva, vă înșelați că nu mai zic nimic. Sunt supărat de pădurea asta eternă prin care merg. Aici în continuare îmi zice une oră jumate, două, sunt curios cât fac până sus, dacă îi mai ajunge. Hai, acum am mult mai multă energie și voi ajunge sus cât de curând. Se dă în drumul. Haideți! Am căzut! Vedeți? Dacă mă grăbesc. Apropo de nesiguranța asta a timpilor sau confuzia pe care am avut-o, eu crezând că fac mai puțin timp de acasă și ajungând aici și am văzut și pe semne și de la oameni că voi face mai mult, n-ar trebui să aveți încredere neapărat în ce știți voi. Luați de-a bună și ce vedeți în jurul vostru, pe teren. Poate o harte greșită, poate ce a spus altcineva pe un blog e greșit. Vedeți la fața locului. Nu s-a adeverit neapărat, nu s-au adeverit acei timpi foarte lungi, dar trebuie avut în vedere. Vă expuneți pericolelor dacă trăiți după convingerile proprii și nu ascultați și în jur. Poate acest traseu chiar era de 4 ore și ajungeam undeva unde nu eram pregătit. Să zicem că nu exista nicio cabană, se făcea noapte, frig. Aveți grijă de voi. Hai că până la urmă traseul e frumos. Mi-am schimbat părerea despre acest traseu. Inițial de la Stânișoara e mai urât, sunt foioase alea multe, dar aici când încep să ajungi între brazi, nu e cazul de față, dar înțelegeți, când ajung mai sus, sunt și priveliști mai frumoase, se văd și munții și până și traseul e mai frumos. Îmi plac pereții ăștia verticali. Foarte tare. Să vă țineți de lanțuri. Sunteți tovarăși de drum? Între voi și cu mine sau doar între voi? Mă apropii vertiginos de vârful Durduc, care marchează teoretic și sfârșitul Urcușului și ultima parte către cabana Cozia. Pentru asta ai urcat aici? Te-am prins. Pentru asta ai urcat, să stai aici la șmechereală. Pericol de alunecare. Hai să mergem la pericol de alunecare. Uitați ultul în depărtare. Ce frumusețe. Știu că a fost ușor pentru voi, că a fost la un cat diferență, dar eu am mers suficient de mult ca să obosesc chiar, dar mai avem foarte, foarte, foarte puțin. Pe acolo, pe jos, e un drum, să văd și niște stâlpi de curent, puteți ajunge cu mașina, dar e mai frumos pe jos. Mă rog, nu pentru mine, pentru... Chiar pentru cine e mai frumos?
Mă rog, în altă ordine de idei, în depărtare acolo se vede Bucegiu. Până la urmă am făcut 3 ore și am ajuns la cabana Cozia. Nu o să mai urc pe vârful Ciuhamare, că nu mai am chef. Uite și tovarășii mei câinii sunt aici. O să intru înăuntru, o să beau un ceai, o să mă odihnesc un pic și o să-i dau la vale. Îmi place când urc singur pe munte, mă relaxează, sunt singur cu gândurile mele, pot să-mi văd de, nu știu, de ritmul meu și nu mă încurcă nimeni și cumva îmi dă o energie. Haideți înăuntru. Tu ce faci aici? Nici aici nu scap de tine? Și am crezut că am venit singur la munte. Aoleu. Ce râde. Am venit să duc fistic. Ah, ce bine, chiar mi era foame. Că ai venit să ții de acasă. Chiar mă gândeam unde e fisticul. Îți mulțumesc. După ce am dat de mai mult sa mâncătoare de banane, n-am scăpat nici aici de ea. Putem să ne uităm un pic. Pe aici, la cabana Cozia. Asta e barul, au și niște camere. Hai să mergem, ca dacă tot te-am găsit aici. Mai iei acasă? Păi, ce să fac? Hai acasă. Măcar am fost singur la urcare. Am companie la coborâre. Aici sunt camerele. Aici e cazarea. Aici e cabana, mă rog, partea lor, cu bucătărie și bar și restaurant. Ce nu v-am zis? Ceaiul aici 5 lei, cazarea 50 de lei patul, ceea ce mi se pare foarte decent. Hai un pic mai repede, să ne încălzim un pic și să coborâm de aici, că bate un pic vântul. Păi pe zona spunea te alerga. Da. Am întâlnit cu ei și zic, nu sunteți persoanele care ne-am întâlnit toată? Da. Când urcam, noi coborau, am urcat încă o dată și ne-am întâlnit iar cu ei. 85 de kilometri se antrenează pentru un concurs. Da, de ultramaraton. Drum bun, petrecere frumoasă. O mică rectificare. Cred că mai devreme am spus că munții ăia sunt Bucegi. Nu, sunt Făgărași. Și cumva pe acolo, mă rog, e moldoveanu, Negoiu. Bă, ce plăcere să nu fii singur pe traseu de munte. Noroc că te-am întâlnit la cabana. Cum te-ai gândit tu să vii tocmai aici? Ce noroc pe mine. Uite, capra neagră. Te-am prins, fraierul. Ești superbă. De sus până aici, aproape 2 ore fără 10 minute, cred. Am urcat 3, am coborât 2. Am stat pe acolo 40 de minute, totul e perfect. Inițial n-am crezut că ajung, că m-au speriat timpii aia foarte, foarte mari și apucat să ne însereze și nu-mi doream neapărat să cobor la frontală. Dar uite că am ajuns și înapoi într-un timp foarte bun. Și acum trebuie să ne și relaxăm. Noroc că te-am găsit pe munte, să te duc aici. Râde, da, am dreptate. Nu vreau să vă țin prea mult aici, că poate sunt suferinți pentru voi, poate probleme cu inima și nu vreau să
să vă vină rău. Știți că mie îmi place să dau sfaturi nesolicitate. În saune de genul ăsta, în saune uscate, vă rog eu frumos, totdeauna să stați pe prosop. Altul nu vrea să stea în balta voastră de transpirație și e politicos și frumos. Te văd cam roșu așa tu. Da, tu ăla, te văd cam roșu. Nu vrei să ieși? Hai, ieși cu mine. Hai, te rog frumos, ieși cu mine. N-ai rău să-ți vină rău, hai.